Bună ziua și bine ați venit în biserica noastră. Când doamna Anca ne-a spus despre intenția dumneavoastră de a organiza o șezătoare și în satul nostru, ne-am bucurat și ne-am bucurat pentru că suntem conștienți că de multe ori ne-e atât de ușor să uităm cine suntem sau cine au fost părinții noștri. Ne-e atât de ușor să ne dăm după cum ne spun alții că trebuie să fim. Am văzut că e așa o tendință, când se întâmplă câte ceva în țară la noi, majoritatea oamenilor așteaptă să vadă ce ne spune ambasada nu știu care, ce spune ambasada nu știu care și apoi ne dăm și noi cu părerea. Deci tot timpul așteptăm altcineva să ne spună cum să gândim, ceea ce nu mi se pare în regulă, că dacă ar fi fost și strămoșii noștri așa, cel puțin aici în Ardeal, cum au fost situațiile și conjunctura politică, poate n-am mai fi fost astăzi români, sau poate ne-ar fi fost rușine că suntem români. Și de multe ori sunt oameni rău intenționați care, parcă așa ne-ar spune, să ne fie rușine că suntem români, dar noi trebuie să fim mândri, nu o mândrie dintre aceea superficială, ci să fim autentici. Să încercăm fiecare dintre noi să fim români, români adevărați, lipsiți de orice urmă de superioritate sau de ură, să fim pur și simplu români și să prețuim ceea ce suntem. De aceea, ei sunt o parte dintre copiii cu care lucrăm noi la grupul de cateheză Sfânt Cărac Nicolae de la Șoarș. Zic o parte dintre ei pentru că fiind în vacanță, unii dintre ei n-au putut să vină din diferite motive. Așa că am reușit să-i adunăm pe ei, am făcut o repetiție așa și vrem să vă cântăm trei cântecele din ce am făcut noi de-a lungul timpului, adică de 3 ani și jumătate de când sunt aici la Șoarș. O să vă cântăm așa numai 10 minute ca să mai putem face și câte altceva. După care o să vă invit la această expoziție de icoane pictate pe sticlă, icoane pictate de copii de la grupul nostru de cateheză. Avem mai multe icoane, unele sunt expuse și la casa parohială, unele au fost dăruite, altele au fost vândute la diferite târguri pentru a ne susține activitățile noastre de la grupul de cateheză. Așa că prima dată o să vă rog 10 minute să aveți răbdare să vă cântăm ceva și dacă poate cineva să și filmeze și eventual după aia să ne trimite și nouă filmarea, că pentru mine e important să imortalizăm toate momentele acestea, că mă uit la ei și de-acum 3 ani și jumătate, unii dintre ei erau de purtat în brațe aproape și când mă uit acum la ei ce au crescut și cum s-au maturizat, uneori devin melancolic. Dar știu că tot timpul, și asta mi s-a părut foarte interesant, că la început, când am început programul, au fost 24 de copii, dintre care pe parcurs s-au cernut. Unii n-au mai venit, dar au venit alții. Și în fiecare an, de când începem o nouă activitate, mai vin 2-3 și spun, părinte, putem să venim și noi. Și poate alții pleacă, poate că cei care încep liceul sau alții nu mai pot să vină. Dar tot timpul s-a înnoit. Și cam tot timpul avem 15 copii cu care lucrăm orice activitate am face, că-i Paști, că-i Crăciun, că-i Hram sau chiar și fără evenimente. Ne întâlnim și facem diferite activități. Și mă bucur că tot timpul grupul se reînnoiește. Acum o să-i ascultăm de copii. Ce-a bucuria fericită și
frate-mi ești și-mi ești părinte. Acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule, tu floarea mea albastră. E Minescu, sunt pe lângă cuvânt și toate, floare de la divinitate, sub cercul celestulice. Bravo, copii! Felicitări! Super! Bravo! Am demarat unele lucrări, dar am început și cu lucrările la restaurarea bisericii, ca și cu lucrul cu copiii. Adică mi s-a dat un impuls. Când am venit în decembrie, am fost angajat cu 2 decembrie și o trebuie să vin, deja era hotărât și vorbise la București, la Ministerul Cultelor, să ne dea o sumă de 10.000 de lei pentru fațada bisericii. Și eu m-a trebuit să semnez, tot era făcut dosarul de fostul preot și am primit banii pe 27 decembrie. Și trebuia să-i cheltuim în 6 luni și eu făcusem planuri ce să facem la fațadă. Trebuia neapărat fațadă, că așa era devizul de lucrări, de 10.000 de lei. Am chemat diferiți constructori. Prin aprilie am fost sunat de la protopopia că trebuie să duc imediat actele justificative și am zis, păi mai am timp până la sfârșitul lui iunie. Și am zis, nu, că trebuie neapărat acum. Și era vineri la amiază. Și până luni a trebuit să fac dosarul cu facturi în valoare de 10.000 de lei să justific ca să nu intrăm în bucă. Erau pusetele folosiți cei 10.000 de lei? Nu erau folosiți. Da. Era încă în cont că eu am zis că am timp până în iunie și am să vină căldura și să facem ceva. Și atunci am adunat Consiliul Parochial, am hotărât să luăm materiale de toți banii și să facem. Am luat materiale, bineînțeles că să facem și manoperele nu ne încadram în ei. Și am luat materiale mai mult decât ne trebuie ca să acoperim cei 10.000. Și am luat ciment, o grămadă, un tir de ciment și mai dacă l-am luat și ne-a rămas zic să facem ceva cu el să nu se strice și am făcut curtea, că era cu pământ și destul de urât. Curtea bisericii, porțile casei parochiale și alte lucruri, dar tot așa am fost nevoit, că eram cu materialul și trebuia să nu se strice. Și am intrat așa în febra asta a lucrului și ca și cu copiii. Prima dată mi-a zis, hai, faceți neapărat și după aia am dat de gust și zic, hai să învârtem rădicele în continuare. No. De atunci am reușit să facem fațada bisericii, am schimbat temcuia la integral și am dat dinți și bar. După aia am făcut pe jos, era patoseală de lemn care stătea direct pe pământ, peste care era pus un pic de nisip și bar, dar tot era putred, fiindcă nu era drenaj, din cimitir venea toată apa când ploua în biserică. Mucegăia pe aici cam tot ce era, pereții mucegăiți până mai sus de nivelul geamurilor. Și a trebuit să scoatem tot, am făcut drenaj și tot ce a trebuit aici, placă cu plasă izolată și toate alea. După aia am făcut acoperișul nou. Acoperișul bisericii, o să vedeți când mergem pe afară, era doar până pe zid. Nu era cu streașină, cum e aici prin zonă. Și ploua pe zid până sus și toată apa a intrat prin zidul și mucegai foarte mult. Și acum încă mai miroase mucegai, deși am ținut geamurile deschise. Anul trecut am dat jos tencuiala de pe partea asta mucegăită și am mai curățat și din zidărie ca să mai eliminăm mucegaiul. Și de luni ne apucăm de tencuiala interioară pe care o să o facem fără ciment, doar cu var
pastă de preste, preste, da. Asta vreau și să zic, Ana, ca să vezi cum se leagă lucrurile. Noi ne planificasem să ne vedem în 8 iulie. Am fost la biserică în duminică și când am auzit că luni începeau să scadă tot din biserică, am zis, da, lucrurile se aranjează, cineva ne vrea aici astăzi, pentru că lunea viitoare nu o să mai fie nimic. Deja se începe clacă, oamenii din sat vin la ajutor și... O să scoate lucrurile de aici. Toate se întâmplă cu roza. Da. Da. Și ziceam de acoperiș, că am făcut, am scos și streașină și totul e nou la acoperiș. Iconostasul este tot nou. Era un iconostas din zid, la 1,25 m mai în Sfântul Altar. Sfântul Altar era foarte mic, Sfânta Masă mică, din lemn putre. Și fiindcă spațiul ăsta era foarte mare și aici de obicei nu stau nici oamenii, nici eu, am zis să mai măresc un pic spațiul în altar să se poată sluji în condiții bune și am făcut iconostasul. Acum pictez icoanele. Cei care doriți o să vă invit în casă, în atelierul, cred că nu zicem, nu. În atelierul nostru să vedeți unde pictăm iconostasul. Și dacă ne ajută Dumnezeu de la anul, vrem să ne apucăm de pictat biserica. Și dorința mea este ca, atât în Sfântul Altar cât și în restul bisericii, primul nivel unde vor fi pictați sfinți bust, să fie doar cu sfinți români. Și nivelul de sus cu alți sfinți, cum, spre exemplu, dacă aici se pictează mucenicii în față, după aia cuvioșii, să fie partea de jos doar români, inclusiv în altar ierarhi și preoți români, rândul de jos. Și partea de sus să fie alți sfinți. Asta e dorința mea pentru comunitate. Dacă îmi dați voie să vă spun o poveste, am... copilărit, am crescut, bunicul meu a cântat în strană acolo, de câte ori într-un biserică, asta i-au voce, acum cântă unchiul meu, vărul meu, făcut teologia, acolo am crescut, unde este Doamna, e locul meu când vin în biserică, și data trecută mi-am luat inima și am spus părintelui, lângă dânsul, e din 2014, eu aici m-am făcut mare, aici am fost botezată, i-am spus, în râs în glumă, părinte, mi-ați stricat biserica. Și am primit o lecție, a fost așa, a zis, da, biserica nu trebuie să fie muzeu. Biserica trebuie să fie vie. Da, și mulțumim. Da, deci mi-a învățat lecția. E muzeu în sufletul meu, dar când vin acum fiecare lucru care se așează, e participarea noastră, a celor generații de acum. Ceilalți au făcut-o cum au știut ei. Și da, vă mulțumim. Foarte frumos. Și mergem înainte și sperăm de la anul să putem face și pictura și... Da, că înainte era mai bine. Da. Atâta pictura a fost biserica, o pictură făcută din 2003. De rest, tot timpul a fost așa, au fost stele și cotirul cu greu și atât. Și acum dacă mi-a dat Dumnezeu și darul ăsta să pictez, am zis că să... Așa. Să pun așa în slujbă și să știu măcar în biserică am pictat. Lasă ca la Drăgănescu. O să vedeți în casă. N-am așa stil de îndrăzneț sau de nonconformist. O să... N-au zis nimeni mai de părinte la sectă. Biserica așa la Drăgănescu. Da. Da. O să fie altă. Nu va fi pictat. Așa. Deci tot va fi pictat. Cum se pictează într-o biserică? Trebuie să facem proiect care să fie aprobat de Comisia de Pictură de la București. Știu. Da. Afară o să vedeți. Dacă vreți să mergem un pic afară. Afară am pictat anul trecut icoana hramului. Aia a fost prima pictură pe frescă la biserica noastră. Da. Aici am expus câteva dintre icoanele pictate de copii. Sunt unele chiar din primul an. Și am oprit pe cele mai sugestive, adică din fiecare tură de pictură am oprit câte una, două care ne s-au părut mai relevante. Avem unele dintre ele care au desenul făcut cu markerul, că așa am început, cu desenul făcut cu markerul. După aia, majoritatea acum fac desenul cu pensula. Dintre cele expuse sunt și care au desenul cu pensula, cum ar fi Maica Domnului Potiru Neseca, Sfinții Martiri Brâncoveni. Merge și cu chișița și Maica Domnului. Da. Am în Condia și ouă, să știți, numai că n-am avut chișițe. Merge și chișița pentru conturul. Și cu ce? Cu tuș. Da, tuș. N-am avut chișițe, ne-am făcut noi din niște mine de fix și o mers cât o mers și așa. Din tablă de aramă. Clasic, da. Da. Tablă de aramă. Am văzut că sunt care fac chișițe și sunt probabil profesioniști. Da. Da. Și le-am expus aici să le avem pentru așa, acolo sunt diplome câștigate, diplome de apreciere,
câștigate prima la premiul întâi la concursul din anul 2014, aia cu Cotinu. După aia, diplomă de apreciere dată din Valtra Sfințitul Mitropolit pentru lucrările cu copiii. Și după aia ce mai participa la ceva conferințe, mai avem niște diplome, dar nu sunt expuse. Așa. Acum o să mergem în atelierul nostru. Da, aceste icoane sunt în lucru din luna ianuarie. Am sperat să le termin până la Paște, n-a fost chip. Și am sperat să le termin până de înălțare și n-a fost chip. Și sper să le termin până de hram și sper că chiar o să le termin. Sunt acelea trei, astea trei și Maica Domnului sunt pentru iconostas. La fel și Sfinții Arhangheli și Buna Vestire. Asta e o icoană finalizată pentru cineva. Deci asta e o icoană finalizată, iar celelalte sunt încă în lucru. Super. Lucrăm cu foiță de aur, blaturile de obicei le procurăm de la o fabrică specializată, cel puțin pentru dimensiuni mai mari. Se lasă blaturi făcute din lemn de tei lipid în mai multe bucăți și are și sistemul acesta, coadă de rândunică, să nu se coboare. E treabă gospodărească, desigur, care și prețul, dar e merită. Merită că e pentru durată. Și aici lucrăm, aici birou, și tot așa. Acolo sunt restul de blaturi pentru iconostas. Acolo de niște blaturi. Și asta e ceea ce lucrăm. În Sibiu, când nu aveam serviciu nici eu, nici doamnă preoteasă, de fapt eu eram masterant și dânsa la fel, pictam amândoi de dimineață până seara. Că am pictat și un iconostas la Suceava și unul în Italia. Și pictam de dimineață până seara, la mează mâncam o ciorbă și seara doamnă preoteasă se oprea cu jumătate de oră, o oră mai repede și făcea de mâncare și respectam. Și aveam alt sport. Aici nu mai mers așa să o făcea la dânsa, la școală, eu acasă, plus biserica, activitățile cu copii, biserica și oamenii care au nevoie de sfătuire. Automat. Dacă nu iese, trebuie automat. Adică iese așa, că la serios, dacă nu... Sana, să vă zic încă o dată, bine ați venit. Așa drag mi-e să vă văd toată lumea la biserică. Vai, frumoasă ești, nu-s frumoasă, hainele astea ne fac așa de frumoase. Suntem superbe fiile astea și mi-e așa de drag când am văzut că chiar coase, zic mă, chiar e șezătoare. Și vreau să vă spun că noi așa am crescut, drag mi-e de bunica, ne-a învățat să croșetăm, aveam un ghem de ață și îl făceam pur și simplu jnurul ăla simplu până se termina ghemul de ață. Și când se termina ghemul de ață, ni le sfăcea și făceam de la început. Și așa știm să croșetăm și eu și sora mea, știm să coasem pe etamine, am făcut goblene. Goblenuri care au stat la bloc, la loc de cinste, acum că avem casa la Șoarș, le-am adus fericit aici, au viața lor și la Șoarș. Am făcut la setă, dar chiar așa niște ei frumoase n-am făcut, trebuie să mă mai, să mă gândesc, poate mă învăța și pe, și pe mine. Trebuie să vin, da, la iarnă mă gândesc că faceți mai multe. La Brașov. La Brașov, da. Că vara suntem... Țara Păgărașului. Aducem în Șoarș. Țara Păgărașului, da. Noi suntem aici de pe Ardeal, nu? Așa da, să zicem. Da, mă bucur că ați venit și pe... Da, și pe Ardeal. Ce să vă spun asta despre mine? Da, vă povestesc de casa noastră de aici, că mi-e așa de... Mi-e drag, are o poveste. Nu este casa moștenită de... Nu este casa copilăriei mele sau casa părintească a mamei mele. Și a vrut, a fost o conjunctură, a fost un schimb între fratele mai mic al mamei și noi, ca cu toții. Obicei, da. Ca de obicei, în familie se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri la noi pozitive. Bunicii mei au avut 3 copii și pentru fiecare au vrut să fie o casă în satul ăsta, să ne țină pe toți într-un fel aproape, că ne-am dus, că până la urmă ne-am dus și ne-am și întors acasă. Mi-am place să zic, e casa copilăriei lui Andrada,
cel mai mare beneficiu pe care l-am avut a fost că Andrada a avut, Andrada a avut un loc unde să crească în aer, cu copii, cu fericită, cu tot ce înseamnă, să se simtă iubită. Știți cum e la țară, toată lumea cunoaște pe toată lumea. Da, se salută toată lumea. Și, da, și am început să, să împărțim casa noastră de vacanță cu turiștii în anul 2000, când domnul Patrick, fie iertat, cel care a fost inițiatorul proiectului ăsta de agroturism în, în Șoaș, a venit și ne-a întrebat ce faceți, mă ajutați să avem niște avea turiști, erau un pic mai mulți decât se aștepta, se pregătise dânsul, pentru că Șoarșul a apărut într-un ghid, se numește ghidul Rutard, înseamnă, da, înseamnă călătorul cu sacul în spate. Da. Și ne-a întrebat dacă vrem să... Da, am vrut, în anul 2000 am avut primii 10 turiști care au dormit în casele noastre din față, așa, au folosit o toaletă în curte și un duș stil militar pe care îl aveam, nu ne trebuia mai mult, că noi confort aveam, da, așa, confort aveam, confort aveam la bloc și atunci am vrut foarte să... Rustic. Da, au fost în anul 2000, pe urmă, pe rând, pe rând, am construit, am reconstruit, am făcut camerele astea. Aici a fost un atelier de fierărie, dincolo a fost un șop de lemne. Unde sunt sculele? Unde? Nu mai sunt, e, așa. Eu... Sau sunt undeva acolo în spate, într-un atelier pe care mai fost să-și trebuie toată tata. Chiar așa de vechi nu cred că mai avem. Ba da, am de ruginul, lasă că le rezolvăm, da. Și de atunci facem, facem aici agroturism. Turiștii noștri sunt 95% străini. Le place și ne place și nouă. Da, trebuie să-ți placă. Deci trebuie să-ți placă omul, să fii dispus să povestești cu el, să fii dispus să... Și după 20 de ani am învățat. Sunt oameni care sunt turiști în sensul că le trebuie un loc în care să doarmă, da, și da, ceva bun să mănânce și să plece. Jacuzzi și spa, dacă da, nu, turiștii aia nu ne caută. Nu vin, nu. Și sunt oameni pe care îi interesează. Îi interesează istoria, așa am învățat și eu, trebuie să recunosc istoria satului ăstuia, pentru că născându-te într-un loc nu te întrebi, măi, ce-i? De ce sunt sași în satul ăsta? Cine sunt oamenii aia? Ce sunt? Ei, a trebuit să învăț, pentru că din întrebările lor, bun, și de ce e un sas săsesc? Când au venit? De ce au venit? Și atunci m-am dus la nenea Vil Cocoș, care avea, fie iertat și el, că din păcate mulți nu mai sunt între ea, o carte mare și am citit împreună că la 1200 un rege ungar, Bela, i-a chemat pe sa și au colonizat. De asta casele arată în felul ăsta, le spun și turiștilor, sunt niște fortărețe mai mici, că în sud, de exemplu, nu există porțile astea mari să se ieși, nu este casa conjurată. Da, așa e și biserica, a avut ziduri, nu le mai are. Și continuăm, facem ce ne place. Firma la care am spus Șoarștur, în sensul că așa m-am gândit oamenii să vină aici și de aici să se plimbe în jur, să vadă bisericile astea fortificate și să vadă de ce nu și partea cealaltă, mănăstirea de la Sâmbăta și zona cealaltă, da. Și e ok. Bine, familia râde de mine și părinții și soțul meu zice, la tine nu e afacere, la tine este hobby. Trebuie să spun, cred că e hobby, nu mi-am făcut nicio socoteală, nu știu dacă sunt pe plus sau pe minus, dar chiar nu mai contează pentru moment. Nu, absolut. Vedem, absolut. Da, absolut. Vedem. Faptul că aici se întâmplă ceva în fiecare vară și venim. Am avut o perioadă, sora mea e plecată, sora mea e în Australia și aveam așa un gând, hai să mergem, de dragul fetei, de dragul Andradei, să plecăm. Dacă mă credeți, nu îmi părea rău nici de apartament, nici de colegi, nici de lăsat. Când mă gândeam că trebuie să vând casa asta, a fost așa o... Da, lucrurile s-au schimbat, nu mai plecăm nicăieri. Și atunci facem ce... Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde, e corect, dar casa mea părintească e un bloc pe strada Stejarului. Da, da. Casa mea e prin adopție casa părintească. Da, e drept, nu știu de ce, avem așa o... Și le spuneam și la ei mei, când intru în Șoarș, când vin, ați văzut, ieși de sub dumbravă și pe urmă, dacă te uiți în stânga, se văd astea două biserici, se vede... Am așa o senzație că am ajuns acasă, eu, nu da, pot să explic. E acasă. Da, e acasă. De mare sensibilitate. Și faptul că am putut să povestesc de multe ori cu turiștii străini, în ghidul ăla era harta României, era Bucureștiul și Șoarșul, cu același fond de caractere. Nu, 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 era în regulă, unde trebuia, dar cu aceleași litere, la fel de mare, scria Șoarș, scria București și Șoarș. Veneau cu avionul în București, stăteau o noapte și a doua noapte era în Șoarș. Vă dați seama ce diferență, ce ei credeau că vin și găsesc aici. Și am zis, am avut într-un fel și o mare responsabilitate, că pentru oamenii ăia în România a însemnat o experiență de 5 zile aici la noi. Și atunci am vrut să facem, să fie bine, să se simtă.
Și cel mai mare feedback sau vedeam răspunsurile în perioada Crăciunului, în care trebuia să mă duc până în Brașov, la poșta aia de acolo, că numai acolo se pot ridica coletele din afară. Toată lumea ne trimitea câte un mic cadou, vinuri pe care părinții ai mei, nu, băieții mei nu le beau, că nu le înțelegeau așa, și niște dulciuri pe care le mânca doar mama, că la fel n-aveau niciun gust pentru noi, dar faptul că oamenii se gândeau la noi și... Da, a fost, însemna o chestie, da. Și în felul ăsta am scos din lada de zestre, am început să caut, să pun, că trebuie să spui ceva despre când faci un lucru. Ne-am găsit identitatea română într-un sat de saș și am zis niciodată nu o să dau greș și nu o să fie chici dacă folosesc ce are mama, da, ce are bunica, da, și le pun. Sunt ale noastre și în felul ăsta au ajuns și camerele, folosesc covoarele la bloc, nu le mai pun că nu, sunt demodate, dar aici așa de le prețuiesc, am început să caut, să vedem cine nu le mai folosește, foarte, să le am. Foarte. Am făcut, am pictat mobila, deci este o mobilă veche de 100 și ceva de ani, restaurată și anul ăsta mi-am pictat-o. O să vă rog, să, dacă vreți să intrați, dar am găsit o fată care are așa o pasiune, pictează frumos și am zis hai să aducem și un pic de din partea săsească, așa, cu pictatul. Da. Bine, la fel, familia a zis da, dacă ea nu puteau dormi, dacă nu erau pictate dulapurile tale. Ok, nu înțelegeți voi? Nu înțeleg. Nu înțeleg ei și atunci de asta m-a zis, sunt eu și ceilalți mă susțin, dar acum i-am lămurit. Acum i-am lămurit. E un joc pentru ei, să se joace acum. Da, da. Acum i-am lămurit, vedem. Și așa mi-e de drag, acum săptămâna trecută, ori venit niște mame fericite cu idei de afaceri. Fără copii. Fără copii, dar erau fericite că și-au făcut copii. Marciana, nu mă lăsa să vin, suntem între muieri, nu ai ce căuta. Bine, soru, nu vin. Da, așa, și acolo am întâlnit-o pe Ana, pe care pe Ana urmăresc de foarte mult timp pe Facebook și drag mi ce face cu ea călătoare și așa de bine îi stă, îi se potrivește frumoasă, dar când are o idee pe ea. Draga mea, dar e atât de modestă, pe bune. Da, acum că o cunosc, evident. Știu. Nu, mai ales în poze. Da. Și vorba că v-am reîntâlnit pe multe dintre dumneavoastră, ne cunoșteam și... Călătorește bine, cu aia din Mândra, lui bunică sa, aia neagră, până în Canada. Da, și cu proiectul ăla cu Suveica. Un site foarte frumos, de bun simț, foarte fain. Și ce să zic, vă mai aștept. Da, mi-a fost drag, așa, am suflețit un pic satul ăsta. Vin și mâine, ai un like you. Am, dar cu tata trebuie să tratăm, că de câte ori, dragul de el, de câte ori pleacă... Bătă nu-i șef la rachid. Da, de câte ori pleacă... Deci, spune, vedeți că v-am lăsat o sticlă nu știu unde, de partea de asta stăm aici. Da. Mai e o sticlă în pod, mai urcați-vă și luați de acolo, am coborât și v-am pus nu știu unde. Da, e darnic tata cu... Da, a fost foarte faină treaba că eu încetasem șezătorile un timp și nu mai găseam o locație așa autentică, dar să simt că mă cheamă locul, pentru că eu am zis că un loc mă cheamă, o ie mă cheamă, o persoană mă cheamă și o casă mă cheamă. Deci eu nu forțez lucrurile, când vin de la sine, vin de la sine. Și joia trecută sau miercurea trecută îmi scrie Marciana, care se ocupă este o asociație în oraș, se numește AVE. Și total de nicăieri îmi scrie, uite, ne întâlnim vineri la Andrada's House în Șoași, o pensiune tradițională, cum îți place ție. Hai, că vin. Mi-a scris și mie, vineri Cristina, da? Eu numai am auzit tradițional, am și sunat-o pe Anca, gata, facem de șezătoare, punem, facem, într-o săptămână deja s-au organizat lucrurile. Joi am fost aici iară să prezint pentru prima oară. Da, iar a fost o idee. Despre ea călătoare. Da, 14 turiștii noștri englezi. Da. 14 turiști englezi, foarte interesant. Că vorbești în română, ție-s cuvintele așa. Dar când îți englezi și se uite la tine și știi că ei știu engleza mult mai bine decât tine. Dar ei nu știu românește. Deci noi știm engleza, e plusul la noi, dar ei nu știu românește. Ai un pic un stop, dar când știi că vorbești din suflet și că n-ai citit într-o carte exact ce trebuie să spui, iese lucru. Cuvintele Da. Și astăzi aici. Deci într-o săptămână așa s-au legat lucrurile, da? Vrei să spui ceva? Bun. Noi vrem să vă facem două cadouri. Primul e recunoștința și mulțumirea noastră că ne-ați deschis porțile sufletului și ale curții și știu că sunteți așa între...
Da. Tot felul de treburi, da. Azi dimineața am hrănit armata americană, acum după masă armata romilor. Da. Mulțumim din suflet, deci a fost o experiență extraordinară. Nu mă așteptam. Mi-e drag să vă văd aici, e frumos. Deci e... Cred că fiecare și-a dat interesul, de la preot, la nenea Viorel, la tata Olica, la... Da. Deci lumea satului rămâne încă o lume unită și în parte. Încep să-l iubesc, îi crește în sondaje omul. Îl spune un profesionist, crește omul în sondaje. Nu știu, da. Preoteasa. Și ea apitează, da. Sunt convins că lucrează. Ar rămâne indirect proporțional cu modestia lui. Deci un om încadăr modest. Da. Nu, eu am făcut, eu am dres, eu. Deci am văzut o chestie Ana, care m-a impresionat. Lucru. Nu opulență, modestia. Da. Acolo, inițial i-am și spus, da, m-a deranjat, pentru că acolo am crescut cu strănile alea, cu locul unde cânta bunicul, cu toate, chiar dacă era iconostasul vechi, dar când l-am văzut dat jos, Doamne, mi-a zis că o să semene cu toate celelalte biserici, o să fie... Și când mi-a dat răspunsul ăla, am înțeles. Deci i-am dat de frumos. Așa e, trebuie să ducem toate cu... Deci noi primul cadou vi l-am dat cunoștință și al doilea, ok, să știți să vă aduceți aminte de noi. Dar aici ceva să rămână. Să rămână, mulțumesc. Simbolic. Ce să da. Deschide după vite. Cadourile se desfac. Da. Ia să vedem ara ce e. Sper că n-are. Tablou. Sper că n-are. Un tablou pe care să-l pun, să-mi încep o colecție pe... Eu sper să... Nu? E unul dintr-o lungă serie de tablouri. O, ce frumos! Să rămână! Măcar să știți că am fost aici. Să rămână! Da. Să rămână! Foarte frumos! Da. Mă bate la cap să pun, dar pe bunici mă doare sufletul, nu să mă pot uita toată ziua la ei în tablou, să caut niște... Am rămas nostalgică cum sunt la brand tablourile alea, am văzut multe poze. Da. O să fiu am unul. O chestie de genul ăla. Multe poze. Da. O să fac și eu. Pânzele vechi pe care mai are, am zis să le pun în... Și pe ăla. Asta este. O, te iubesc! Costum de multe costume, îl îmbrac eu. Vai, mamă, ce frumos! Să rămână! Eu știu că dacă mai vin pe aici, sunt asigur. Să rămână, foarte frumos! Mulțumim din suflet! Mulțumesc și eu! Și vă mai aștept și când treceți în rest!